CSU Alba Iulia nu se mai regăsește în acest final de sezon. Marți 7 aprilie a pierdut fără drept de apel primul meci din finala mică a Ligii Naționale de Baschet Feminin, jucat în deplasare la Arad cu vicecampioana ICI. Scor final 69-49 pentru gazde pe sferturi 28-14, 12-12, 17-6, 12-17. Fără Alexandra Uiuiu accidentată și Jessica Huster pe picior de plecare la o formație din SUA, universitarele nu au pus niciun moment probleme adversarelor și au pierdut la scor o partidă ce se anunța mult mai echilibrată. Vineri 10 aprilie de la ora 18:15 va avea loc a doua întâlnire de finală mică la Alba Iulia în sala de sport a Universității 1 decembrie 1918.